Bună ziua, bun găsit la Closing Bell, Claudiu Casacu sunt și mă bucur să ne auzim. Avem în față un grafic al euro-dolar care s-a hotărât în primă fază să meargă sub linia de trend ascendent, ne mai având răbdare să se apropie de regiunea 1.14, conform ideii inițiale. Văd deja întrebarea ce a determinat această corecție pe euro Este o întrebare destul de bună. Am o ipoteză. Mai întâi însă, Trebuie să menționăm faptul că producția industrială din Europa a fost decentă, 0,6% uh, față de 0,3% uh, anticipat. Uh, deci, teoretic, Eurostad ar fi trebuit să fie sprijinit. Ei bine, nu s-a întâmplat asta. Am văzut câteva materiale care au circulat, ipoteze vis-a-vis -vis de ce va face uh, Rezerva Federală. Unul dintre ele este un articol de pe, de pe Bloomberg care ia în discuție o posibilă argumentație de ridicarea de ridicarea dobânzii chiar în această săptămână. Nu ar fi nevoie să așteptăm prea multe detalii, fiindcă inflația poate reveni rapid. Iar cuvintele sunt asociate cu Stanley Fisher, o figură foarte importantă în rândul banchilor centrali, un economist cu experiență la Fondul Monetar Internațional, fost guvernator al Băncii Centrale a Israelului. Ei bine, aceste elemente cred că au dat acel mic impuls de care era nevoie pentru ca euro-dolar euro să coboare sub linia de trend. În termen procentual nu se întâmplă foarte mult, fiindcă zi relativ liniștită, nu prea avem publicări macro importante, 1.13 prag de suport și de aici piața ar putea reveni pe termen scurt, ușor, poate sunt un pic biased, fiindcă mă gândeam că piața ar trebui să meargă mai întâi mai sus, însă, din punctul meu de vedere, lucrurile acestea nu reprezintă o schimbare majoră de direcție. Uh, cu alte cuvinte, EURUSD care, iată, mai clar se vede pe un grafic daily ce, ce vreau să spun este că în momentul de față nu putem vorbi despre un trend uh, durabil intens clarific, clarificat pentru, uh, pentru EURUSD. Uh, vom uh, prelungi o linie de trend și până un alt am decis să șterg alte câteva linii doar pentru a avea claritate aici. Ce se întâmplă este pur și simplu faptul că pe un grafic daily rămânem în limitele unui vechi canal de trend. L-am străpuns, drept foarte agresiv acum ceva vreme, însă de atunci el este încă valabil. Ce înseamnă aceasta? Un canal de trend cu o pantă ușor descenetă nu ne oferă indicii clare pentru viitor. Însă, pe termen scurt, dacă închidem în felul acesta aproape de 1.13, Sesiunea următoare are uh, o tentație descendentă. Cum trebuie să o înțelegem? Dacă nu avem surprize majore, este mai probabil ca piața să scadă mâine dacă închidem astăzi jur de 1,13 13 sau mai jos. Aceasta este uh, ideea uh, mai clar definită, fiindcă datele pot modifica uh, elementele discutate. Vom avea să în țevul la ora 12 și sunt chiar curios, mă aștept să fie cifre mai slabe. Bănuiesc că pentru Germania am avea riscuri de a vedea cifre chiar și mai slabe decât cele anticipate, dar vom vedea. Mâine avem și market, market briefing, vom discuta mai pe larg. Până în alta, pe termen scurt, nu mi se pare o chestiune facilă să anticipez ce se va întâmpla. Bănuiesc că piața mai revine ușor. Uh, și nu m-ar surprinde să o văd undeva spre 1.13.30 peste 2-3 ore și de acolo să alunece. Probabilitatea este însă puțin peste 50 la 100. Uh, bun. O observație aici. După NFP, euro-dolar a făcut minime în creștere după ultimele 3. Uh, da, cred că dacă ne uităm putem, putem găsi acest... Uh, un asemenea pattern, dar în linii mari, cel mai bun lucru care se poate spune despre EuroSD este că nu are, nu are un trend, nu are un trend descendent, dar putem redefini aceste linii, la limită vedem poate un o secvență laterală. Pe ultima perioadă am avut minime și maxime în creștere, dar acest episod este deocamdată lăsată în off de acțiunea ulterioară a prețului și mă gândesc, fundamental, ce perspectivă avem în lunile următoare, cam greu să fii fan pe termen lung pentru EURUSD, ceea ce nu împiedică, și după cum s-a văzut, variații de sute de și pe termen scurt, să nu confundăm orizonturile de timp. Bun, rezistența aș vedea-o pe termen scurt la 1.1330 și apoi 1.1350, nivel pe care îl voi și uh, lăsa vizibil pe grafic. Suportul ar fi 1.12.76, minimul anterior 1.12.53. Mergem la GBPUSD și aici dolarul se întărește, ceea ce susține ipoteza noastră inițială. 1.54 pare a fi pe care să fie spart, 153 58 ar fi pragul următor. Deși vedeam tehnic foarte clară opțiunea ascendentă și tind să cred că dacă vom mai regăsi astfel de situații în viitor, asemănătoare, de cele mai multe ori piața va lua în sus. De data aceasta însă mai avem puțin până se deschid și piețele de capital din Statele Unite și sentimentul pare a fi unul favorabil USD-ului. Piețele realizează un pic mai devreme faptul că Fedul chiar poate să ridice dobânda. Nu cred că toată lumea este conștientă de acest aspect. Și acest fapt creează oportunități. Pe termen foarte scurt, văd de data aceasta presiune tehnică descendentă, fiindcă am, am depășit 53.98, mai avem 40 de minute, dar dacă ora închide sub acest palier, la limită am putea coborî chiar pe 53.40. Ceea ce pe termen lung nu cred că va schimba o tendință încă ascendentă pentru lira sterlină de uh, jupui față de ienul japonez, totuși lucrurile nu sunt foarte roz. Nu știu uh, dacă piețele se gândesc la conferința de presă de mâine, au senzația că uh, nici urmă, nici pomeneală de abordare dovești din partea Bank of Japan. Cred că mai degrabă ar trebui să ne temem de, uh, de altceva. Uh, de... Să ne temem sau să anticipăm depinde de, de poziții. În lunile următoare s-ar putea să vedem mai multă uh, lichiditate dinspre Japonia. Uh, dar până la alta presiunea e clar descendentă. Ne uităm la 120-10, apoi 119-90 și 119-60 ca niveluri de suport. Nu am o idee foarte clară dincolo de uh, minutele 10 minute următoare care par a fi ușor descendente. Rezistența este la 120-46, apoi 120-80 și 121-08. Mergem la petrolul WTI, se ține cu grăd asupra lui 44-25, un pas greșit și va fi la 43-67, mai jos 43-47 nivel de suport rezistență 44,87 linia de trend 4 la 45 și peste aceasta 60 de, de puncte mai sus. Mergem la AUR, încă în zona de relativă stabilizare, la 1100, din punctul meu de vedere Săptămâna aceasta implică riscuri importante descendente pentru metalul prețios. Uh, nu am reușit să spargem 1109 și direcția preferată și pe termen scurt pare a fi descendentă la 1100. Uh, ne vom uita la piețele de capital. Aici DAX-ul, uh, indicele german, la noi pe platformă un instrument CFD care replică uh, tranzacțiile futures, uh, a fluctuat deasupra de 10 10.790. În ultimele ședințe am avut... După ce a fost definit nivelul de suport, 1, 2, 3 episoade în care piața a cunoscut respinge din această zonă, riscul, rewardul ar fi favorizat cumpărătorii în aceste momente. Desigur, privind retroactiv, întotdeauna e foarte simplu și relaxat să faci astfel de estimări, dar până la urmă trading-ului recompensează pe cei care își asumă riscuri, dar au și disciplina de a păstra uh, pozițiile respective câtă vreme este eficient. Și este eficient până când apare un semnal de reversare. De exemplu, pe 11 septembrie, un astfel de semnal de reversare a apărut la 136 de puncte, după un fel de engulfing bearish. Ulterior, un semnal de reversare a venit abia la 10.200, iar acum, dacă am fi deja în poziție, nu există încă așa ceva. Poate piața să se oprească undeva însă înainte de 260. Nu m-ar surprinde deloc. Uh, bun, o întrebare. Dacă se va uh, crește dobânda Statele Unite, va urma o... Uh, dacă dobânda se va introduce... Bănuiesc că dacă se va crește dobânda Statele Unite, uh, DAX-ul ar putea avea de suferit. Uh, cred că, da, se va transmite un efect și asupra pieței germane. Dar, în primul rând, pieței din Statele Unite ar trebui să sufere. Uh, iar EUROSD, dacă avem o mișcare de dobândă, EUROSD ar trebui să scadă dacă crește rata de dobândă, o să ar trebui să aibă presiune negativă. Bun, rezistența următoare 237, apoi 306, suport 10.055, 10.9970. Mergem la US30, poate fi, dacă avem astfel de preferințe, poate fi volatil între 270 și 370, deci o tranzacționare în range ar putea fi distractivă. Dacă depășim 370-380, m-aș uita la 440 și ulterior în zona 520-530. Piața a luat-o ușurel în, în jos, în prima fază, însă piețele acestea sunt într-o regiune de echilibru, iar din punct de vedere tehnic, mi se par mai deschise la aprecieri pe termen scurt. Suportul este la 16.100 și apoi 16.000 de puncte. Rezistența mai largă, 16.700, puțin, probabil să ieșim astăzi din din range. Însă, dacă ne apropiem de limita asta superioară, sau să intrăm în treimea superioară, peste 500, 16.500, există o mai mare tentație de a ne reîntoarce spre 16.300, decât să facem un, un exit. Deocamdată nu văd, care ar fi motorul care ne-ar purta în afara intervalului. Mergem la AUDUSD, un instrument care a dovedit ceva, ceva mai mult optimism în ultima perioadă, dar încă se lovește de 71,45%. Noaptea va duce minutele ședinței de politică monetară la 4 și jumătate. Uh, cred că felul în care a rezistat această pereche la data din China ne spune ceva despre încrederea în viitor. Totuși îi mai trebuie un bobârnac. Iar acest bobârnac nu știu dacă poate să vină de la minute ședințe de politică monetară, dar poate să vină de la depășirea cu succes a acestui factor de risc. Cu alte cuvinte, să nu fie atât de doviș banca centrală încât să uh, tragă puternic audeul în jos. Piețele cu pronunțat caracter speculativ în această perioadă, vor încerca să ducă piața, să ducă nivelul peste 71.45, spre 72.07 în primă fază sau chiar spre 72.65. Cum acesta este lucrul ce îl văd cel mai probabil, voi pune aici o, 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 fel de lipsă. Cred că e o șansă un pic mai ridicată să mergem în sus decât să ne întoarcem. Să vedem însă ce decid, ce decid piețele. Suportul 70 68 și apoi 070, și ulterior minimele de săptămâni trecute. NZD-USD cu greu se menține pe tendința ascendentă. Cred că ceea ce se petrece acum cu aceste care dolarului pot să pune bazele unor, unor fluctuații destul de serioase în a doua jumătate a săptămânii. Nu va lăsa rece pe aproape nimeni în NFP-ul, în ce scuze, în NFP-ul și ședința Fed. NFP-ul contează pentru ce, poate să, ce opțiuni poate să aibă pe masă Rezerva Federală, dar nu cred că îi închid opțiunile de ridicare a zi, Suportul ar fi pe termen scurt la 62,95, rezistența la 63,40, deci ideal pentru cei care nu vor să-și asume poziții pe trend, ci într-un într range care se întâmplă să aibă o pantă ascendentă. Așa aș vedea acest canal de trend. Nu ca pronunțat ascendent, vedeți, salturile sunt modeste, însă mai degrabă ca un, un range de 40-50 de pips. Însă, uh, nu aș avea o înclinare direcțională. De sensul, e mult mai în regulă din punct de vedere al riscului să cumpărăm jos și să vindem fiindcă acest canal de trend este ascendent. Nu aș avea, aș fi la fel de dornic, dacă îmi place strategia, să cumpăr jos ca și să vând mai sus, fiindcă s-ar putea ca tot acest pattern să fie un fel de flag, dacă este un flag, din 0.64 în 0.62.50, avem 150 de pips care ne-ar trimite undeva câte o țintă spre 0.62 pe NZDUSD. Iar limita aceasta nu este uh, deloc îndepărtată. 0.62 va fi pragul de atins, cred, pe primul episod de slăbiciune pe care îl va arăta uh, NZD-ul. Uh, bun. Opinii despre uh, decizia din Statele Unite. Presiunea de pe euro dă n-ar veni din creșterea uh, dobânzii în Statele Unite, ci din politica BCE. Uh, o creștere a dobânzii ar putea să fie un de încredere în economia americană uh, și deci n-ar trebui neapărat să scadă indicii americani. Istoria sugerează că în episoade anterioare s-a întâmplat asta, dar nu imediat. Există o reacție negativă de cele mai multe ori pe termen scurt și ce discutăm este, de termen, este pe termen scurt. O neridicare a de dobândă ar putea să transmită un semnal de neîncredere. Da, pentru economiști și analiști s-ar putea să fie așa, dar pentru traderi nu știu dacă nu vor exista niște reacții automatizate destul de importante. Însă ipoteza va putea fi testată foarte curând. Uh, bun, asta despre NZD-USD, uh, un regi care probabil continuă pe termen scurt. Uh, nu am opțiune clară despre direcția uh, viitoare. Mi se pare însă pe termen mai lung vulnerabilă pe, la noi scăderea această pereche. Euroron 4.41.50 în jurul acestei... Uh, uh, referințe s-a plimbat, suportul este 440 rezistența 442 un canal de trend pe care respectă pentru încă o vreme, dacă avem riscuri pe final de săptămână că ele sunt de ieși în sens ascendent și nu în sens descendent din canalul menționat. Atât pentru moment, mulțumesc pentru atenția acordată, o zi frumoasă în continuare, dacă v-ați odihnit puțin în această sesiune, de mâine lucrurile încep să devină mai intense cu raportări relevante din Germania și nu numai, și apoi în a doua jumătate săptămânii, un moment foarte important. Pe curând, ceea ce am uh, discutat nu reprezintă recomandări de tranzacționare. O seară frumoasă! În continuare, la revedere!